semnăm nota. Aș putea spune că ea este o variantă sentimentală pe altă linie decât cea pentru care a mers domnul Tănăsache cu excelenta lui carte, carte de cercetare și civică și de reportaj, dar a fost mare reporter al presei românești. Și îi mulțumesc pentru că, practic, eu nu pot urmări liniile ferate, nu pot urmări construcția propriu-zisă pe care o cunosc din amănunte. Dar eu am urmărit oamenii. Nu oamenii lumii, care urmăresc în alte contexte, ci oamenii acestui metrou. Dacă vă ziceți o mică socoteală, am fost profesor pe partea umanistă și nu cred că le-ați educat la absolut toți cei care lucrând la acest metrou au trecut prin liceul de pe strada Luigi Galvani, care acum se numește liceul Traian. A fost un liceu în care salariile noastre erau plătite de CFR și a fost un liceu care după ce inițial pregătise specialiști pe platforma PERA, cred că primii 50 ani toți cei de la FEA erau absolvenții noștri, după aceea s-au orientat către pregătirea oamenilor de la metrou, așa că pentru mine metroul există ca o realitate palpabilă, individuală și colectivă, al unor oameni pe care îi știu de la 14 ani, când erau niște subțirei adolescenți în formare, până la cei care mă înconjoară și unii chiar mi-au fost mare plăcere să așeze lângă mine și să vorbesc că parcă mai am mai multă subiectă decât ei. Eu știu de unde au venit oamenii aceștia, veneau din toată țara. Eu știu că momentul acela care părea poate ciudat când se punea accent pe liceele tehnologice. Nu sunt un nostalgic al comunismului, dar a fost o realizare foarte importantă, cred eu, în istoria școlii românești, iar dumneavoastră sunteți produsul calificat și cu o orientare mai largă decât cea profesională acestui moment al școlii românești, pe care am avut șansa să o slujesc în 1989. Am fost profesorul Mudora dintre dumneavoastră, vă cunosc, pe unii i-am căsătorit,